Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Apostol Timotei și pe Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul. Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli, fiind ucenic al Sfântului Apostol Pavel și al Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul. Sfântul Timotei a fost convertit la creștinism de către Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Timotei s-a născut în orașul Listra din Licaonia, Asia Mică. Tatăl său era păgân, iar mama evreică. După ce a fost botezat de apostolul neamurilor, Timotei a devenit cel mai apropiat ucenic și colaborator. Într-atât de mult s-a legat sufletește Sfântul Apostol Pavel de Timotei, încât l-a numit fiul meu iubit. Tot Sfântul Apostol Pavel l-a hirotonit pe Timotei episcop al orașului Efes. A păstorit biserica din Efes timp de 15 ani. Aici l-a întâlnit pe Sfântul Ioan Evanghelistul și a ajuns ucenicul lui. În anul 97, Sfântul Apostol Timotei a încercat să împiedice desfășurarea unor ceremonii păgâne în cinstea zeiței Artemis. Necredincioșii, plini de mânie, l-au bătut până când Sfântul Timotei și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Trupul său a fost îngropat lângă mormântul Sfântului Ioan. În 356, Sfintele sale moaște au fost mutate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, lângă cele ale apostolilor Andrei și Luca. Ulterior, în anul 1204, moaștele Sfântului Timotei au fost furate de către cruciații apuseni, care au prădat orașul. Magundat, căci așa s-a numit Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie, înainte de a se boteza, a fost militar în armata împăratului persan Cosroe al II-lea. Acesta a devastat Ierusalimul în anul 614 și a luat ca trofeu Sfânta Cruce a Domnului Hristos. Magundat a auzit despre minunile făcute prin Sfânta Cruce și despre cinstirea de care aceasta se bucura printre creștini. Nedumerit, s-a adresat unor drept credincioși care l-au catehizat în privința întrupării, vieții, răstignirii și învierii lui Hristos. Magundat a îmbrățișat credința creștină cu multă bucurie. A fost botezat de Sfântul Modest, Patriarhul Ierusalimului. A primit numele Anastasius și a ales viața monahală. După câțiva ani petrecuți într-o mănăstire din Ierusalim, a mers în Cezareea Palestinei. Urmând Sfinților Martiri, l-a mărturisit pe Hristos și a fost arestat în anul 628. Guvernatorul Cezareei i-a promis lui Anastasie onoruri și bogății, apoi l-a pus la diferite chinuri pentru a-l determina să abjure de la credință. În cele din urmă, întrucât mucenicul lui Hristos a refuzat să se reîntoarcă la credința zadarnică în zei, guvernatorul a poruncit să fie decapitat. Astăzi în Biserica Ortodoxă mai sunt pomeniți sfinții mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan și Parod.